În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, cum era și firesc, Evanghelia din post, și pentru că este chiar jumătatea postului, arată cum Apostolul Petru îndrăznește să pășească pe mare în căutarea Mântuitorului Iisus Hristos, în care din nou incertitudinea cunoașterii sau necunoașterii este legată de îndoiala pășirii pe mare și a scufundării în mare. Învățătorul le ajută. De ce arăt lucrul acesta? Și cei care încearcă în acest post să meargă pe mare, fără ca să se scufunde în valurile păcatelor și în furtuna vieții, uneori pierd reperul Mântuitorului, pierd reperul existenței lui Dumnezeu și încep să se cutremure. Oare mă ia valul și mă duc cu societatea consumistă sau mă mențin cu Mântuitorul de mână și mă duc pe cărarea cea dreaptă ce duce la mântuire? Cam acesta este esențialul Evangheliei de astăzi, cam acesta este esențialul Evangheliei care s-a citit la Sfânta Liturghie. În primul rând, corabia care mergea pe Marea Galilei, trebuie să înțelegeți că în context real al istoriei e vorba de lacul Genezaretului, așa se mai numește Marea Galilei, sau locul acela de unde Ierusalimul se alimentează astăzi cu apă. Este singurul loc cu apă și cu pește unde se desfășura și activitatea apostolilor și este singurul loc care desparte mai multe localități în zona respectivului lac, care de fapt el este un lac de acumulare, nici de cum o mare, dar așa îi spune Marea Galilei, pe care Mântuitorul traversa cu barca dintr-o parte în alta, tocmai pentru a scăpa de îmbulzeala mulțimilor. Ei, activitatea Mântuitorului, desfășurată în chip dogmatic, ca să spun, sau mistic, pentru că el de fapt nu face altceva decât supune la niște teste psihologice pe Sfinții Apostoli, pentru a-i pregăti pentru marea răvășire care avea să urmeze, adică marea dispută de cucerirea lumii prin cuvânt și nu prin sabie, el vine la un moment dat și scutură marea și se face o furtună, deci, pe mare. Ce este interesant, că Mântuitorul este și el în corabie. Deci, cu Dumnezeu lângă tine să te temi de moarte. Deci, încă o dată vedem cât de neputincios și de mincinos este omul față de puterea lui Dumnezeu. Învățătorule, pierim. Învățătorule, ne scufundăm. Învățătorule, dar tu chiar nu vezi ce se întâmplă? Și se aude cel mai simplu cuvânt. Taci, potolește-te, oprește-te. Și s-a potolit marea. Oare cine este acesta care potolește și valurile mării? Cine este mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Deci El este Hristosul Fiului Dumnezeu cel preanalt. Cel care acum câteva zile s-a coborât din Tabor cu lumina puternică a Duhului Sfânt din interior și ne-a arătat nou cum trebuie să ne schimbăm la față în Duh și nu în trup. Schimbarea la față în trup o fac cu coanele la machiaj. Schimbarea la față în Duh o face Dumnezeu prin împărtășanie și curățire de păcate. Și pentru că trebuie să înțelegeți mirarea apostolilor, trebuie să înțelegeți cât de mici și de mărunți erau la suflet, că ei au avut ocazia să vadă cum s-au mulțit pâinile și peștii și tot ei acum strigau, învățătorule, pierim. Învățătorule, se agită marea, ne scufundăm, ce facem? Și mai mult decât atât, în acea noapte, deci în întunericul acela de beznă, s-aude glasul Mântuitorului unde? Pe mare! Și Petru spune, Doamne, vreau să vin la Tine. Pășește din corabie și merge pe o apă ca pe uscat. Am întâlnit lucrul acesta, nu este prima noutate de acest gen. Dacă deschidem Patericul Egiptean, vom vedea că unul din ucenicii unui bătrân sporit
a fost trimis cu lucrare la alt bătrân să împlinească o poruncă a ascultării și în clipa când a ajuns pe malul apei, a spus unui crocodil: vreau să trec la bătrânul de cutare din ascultarea bătrânului meu. Și acesta a întins botul, tânărul s-a pus pe țărm, pe bot, și l-a dus în partea cealaltă. A ajuns unde avea treabă și a zis din nou: trebuie să plec, că bătrânul meu nu mi-a dat binecuvântare. La care el spune: s-a stârnit furtună. Nu te duce. S-ar putea să te înneci. Nu. Porunca este să ajung la bătrânul meu, așa am avut ascultare. A ajuns la malul apei, a venit din nou fiara, a întins botul, s-a pus pe botul fiarei și a trecut în partea cealaltă și s-a dus la bătrânul său. Văzând ucenicul care l-a însoțit, a spus bătrânului cât de sporit este tânărul din partea opusă, deci din celălalt mal al apei, ce lucrare înaltă are. Și a râvnit același lucru. A râvnit și el să poată trece apa ca pe uscat. A râvnit și el să poată să facă acea minune ca natura să îi se supună ca sub starea adamică. Să poruncești pomilor să rodească, să poruncești norilor să plouă. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Tot din Pateric era un bătrân îmbunătățit undeva într-o groapă, stătea și se ruga acolo. Și au venit deodată bătrânii schitului la el și a zis: avu, nu plouă, pierim de sete, pierim de foame, ne arde soarele. Și a zis: întindeți mâinile și vă rugați. Și au început aceștia să strige și el a zis bătrânul: vai de mine și de mine, nici măcar să plouă nu știți să vă rugați. Uite așa cam ar trebui să vă rugați. Și el a început să zică o rugăciune și au început să curgă stropii de ploaie. Deci, vedeți lucrarea credinței. Același lucru îl dorea și Petru, dar nu îl simțea, era om căsătorit cu familie, avuse soacră, avusese nevastă, urmase pe Mântuitorul, dar era cu mintea tot în tarlala, grija lumească și pământească. Tot în același pateric întâlnim niște oameni salvați pe o insulă, care nu știau prea multe rugăciuni. Știau și ei, trei noi, trei voi. La fel, venind un vapor cu creștini și dând de ei, a încercat să învețe rugăciunea creștinească pe care o știm noi, Tatăl nostru. Și mergând vaporul în depărtare, la un moment dat, văd cum cei trei aleargă pe mare, zice: cum ați spus acolo și ne iartă nouă greșelile noastre, cum și noi iertăm greșelilor noștri, că acolo am greșit. Da, așa am spus, mergeți liniștiți la țărm și rugați-vă cum v-ați rugat și până acum. Și mergeau dansând pe mare, de se duceau înapoi pe uscat. Deci acestea nu sunt nici fabulații, nici science fiction, nici de astea, cum se spune, din poveștile lui Spirescu, ci sunt lucruri reale pe care oamenii îmbunătățiți, care cred în Dumnezeu, pot merge pe uscat și pe mare ca pe uscat. De ce lucrul acesta? Ca să înțelegeți că acolo unde voiește Dumnezeu, să biruiește rânduiala firii. V-ați fi pus întrebarea, de ce în prima fază Apostolul Petru face câțiva pași pe mare și apoi se scufundă și strigă: ajută-mă, Doamne, ajută-mă! Pentru faptul că în prima etapă Dumnezeu l-a întărit să vadă că e cu putință lucrul acesta, pentru că se gândea că Dumnezeu e nălucă. Îl vedea pe Hristos și credea că e o nălucă. Și l-a lăsat și pe Petru să pășească pe uscatul valurilor, adică pe puterea, pe poșghița care o face apa. Dacă întrebi un om de știință, îți explică că fizica și cu gravitația și cu nu știu ce fac, nu știu cum. Ei, aici era vorba cu totul de un lucru simplu. Dumnezeu l-a lăsat pe Petru să facă pași pe apă ca să vadă că nu-i vorba de o nelucă, ci de un om cu trup. Iar în clipa în care l-a lăsat în seama credinței lui, repet, în clipa aceea Petru s-a scufundat, pentru că era o prorocie a scufundării totale a lui Petru în necredință. De aceea a avut nevoie de Doamne, ajută-mă. De ce? Petru va fi cel care în momentul când va ajunge la Gavata,
va spune, nu-l cunosc pe omul acesta, nu l-am văzut niciodată pe omul acesta, blestemat să fiu dacă știu pe omul acesta. Deci iată ce a fost în stare Petru să facă și cu cât timp înainte Dumnezeu i-a simbolizat căderea și scufundarea în mare acestei vieți. De ce? După primii pași de apostolie și de învățătură mesianică, Petru s-a dus la fund, adică în momentul în care veni vremea pătimirii și răstihnirii pentru Hristos și a mântuirii lumii prin actul crucificării, el să se ducă la vale în sensul că până la lepădarea de a se blestema pe el însuși. Un alt lucru care ne arată că este vorba de potolirea furtunii, este vorba și de furtuna Vechiului Testament, deci este vorba de valurile pe care le ridica legea Decalogului, care era interpretată după voia bătrânilor sau a celor care legiau legea. Și atunci când vreau să facă câte un rău, îl puteau face foarte ușor. Și de unde știm lucrul acesta? Tot din Sfânta Scriptură. Era o oarecare femeie frumoasă, Suzana. Istoria Suzanei, așa se cheamă. Citiți în Biblie. Și doi bătrâni au râvnit-o, fiindcă au văzut-o în grădină când s-a spalat acolo la... și era frumoasă. Și cum sunt oamenii, cărnurile, șoldurile, sânii, imediat îi impresionează. Și s-a dus la ea și a spus, dacă nu curvești cu noi, te vom spune mai marilor păzitori ai legii, a Torei, a învățăturii Vechiului Testament și vei fi omorâtă cu pietre. Era pe vremea prorocului Daniel. Susana a spus, n-ar nimic, judece-mă poporul, dar nu mă judecați voi, judece-mă Dumnezeu, dar nu mă osândiți voi și nu mă aruncați în păcat. Și i-a trecut în minte prorocului Daniel, insuflat de Duhul Sfânt, i-a despărțit pe cei doi și i-a întrebat. Spune învechitul în rele, unde era Susana când curvea? Sub salcâm. Spune învechitul în rele, unde era Susana când curvea? Sub smochin. Și atunci sabia mâniei lui Dumnezeu a trecut peste amândoi, fiindcă au fost pedepsiți. De ce? Pentru că minciuna are picioare scurte. Și atunci aceste valuri pe care Vechiul Testament le-a făcut, pentru că și David a săvârșit fără de lege, trimițându-l pe Urie în linia întâi și culcându-se cu Berșeva. Același lucru l-a făcut și Saul, dorind împărăția și s-a dus la vrăjitoarea din Aendor, deși dracul vorbea în timpul profetului Ieremia și a luat-o peste bot, în sensul că s-a luat și i s-a spus așa, deci așa cum tu ai rupt haina, așa se va lua împărăția de la tine, că a tras de haina prorocului. De ce lucrul acesta? Ca să înțeleagă că ce este dumnezeesc nu poate fi omenesc. La fel a greșit și Abesalon când s-a ridicat împotriva lui David și a rupt gâtul un copac, a intrat cu părul și s-a încălcit în creierul copacului din fuga calului. La fel și Ionatan când era mânios și s-a dus în peșteră să-l omoare pe David, s-a dus și a tăiat lui Saul din poala hainei, deci nu l-a omorât pentru că n-avea dreptul că era unsul Domnului. Deci toate nedreptățile Vechiului Testament sunt valurile acestei vieți pe care Mântuitorul venea să le potolească. Prin ce? Printr-un lucru foarte simplu. Legea Harului, legea iubirii, legea împăcării, legea iertării, legea curmării răului de la rădăcină. Și știți ce e greu pentru credincioși? Chiar vă spun cu toată sinceritatea. Prima poruncă pe care a lăsat-o Hristos în Noul Testament a spus așa: poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul pe cum eu v-am iubit pe voi, să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Dacă ar fi după iubirea ortodoxilor, niciun păgân n-ar mai veni la ortodoxie sau vreo altă religie cât ne iubim noi de tare. Dacă ar fi după iubirea ortodoxilor, ar trebui să ne pierdem toți dreapta credință. Pentru că culmea, acolo unde este mai multă poruncă de iubire și mai multă poruncă de iertare și mai multă poruncă de înțelegere și mai multă poruncă de a, cum spune acolo la Pateric, dacă vezi pe fratele tău greșind, cum procedezi? Păi pui mantia pe el. Noi punem mantia unii peste alții de nu ne vedem. Deci ne turnăm ca dracii, ne mușcăm ca dracii, ne bârfim ca dracii, ne dușmănim ca dracii, ne judecăm ca dracii, că dracii nu fac odeu. O împărăție nu se dezbină în sine, că se pustiește, dar ortodoxii se dezbină între ei. Și atunci alții profită de aceste valuri, ne cufundă în marea vieții, ne pierdem cu rostul și cu firea,
Și ne trezim dintr-o dată, iehoviști, baptiști, penticostali, adventiști, stiliști și câte alte nații ori mai fi, că de toate se găsesc. Iar în momentul în care ne-am pierdut identitatea spirituală și am pierdut legătura cu Hristos, ne rămâne să strigăm ca Petru, Doamne, ajută-mă! Deci Dumnezeu ne-ar ajuta, dar trebuie scufundați în apă și în păcat să întindem mâinile spre Dumnezeu și să strigăm să ne poată apuca de mână. Și de ce lucrul acesta? Tot Ignatie Brancea din Hof, într-o carte numită Fărmăturile ospățiului, spune așa: fericit omul care a căzut în mocirlă și strigă celorlalți să ocolească mlaștina, că mare plată va avea, că el căzut fiind dorește ridicarea altora. Dar vai de omul care stă pe uscat după ce a ieșit din mlaștină și nu arată celui căzut mlaștina, cum facem noi ortodoxi. Dacă vine în biserică unul care a fost mai rău, dar tu știi cine era ăla, dar-i treaba ta. Ți-a dat ție Dumnezeu listă de judecată, ți-a pus ție codul penal în mână și ți-a spus judecă pe cutare sau pe cutare? Nu. Ți-a spus Dumnezeu ție să porți grijă cumva de mântuirea lui cutare? Ți-a cerut ție socoteală să-i cântărești păcatele și să dai sentința? Nu, dragă. Noi trebuie să ne vedem de sentințele noastre. Fiecare om are bubele lui. Lenea, primul păcat de moarte. Uitarea, al doilea păcat de moarte. Trândăvia, al treilea păcat de moarte. Lăcomia, mândria, zgârcenia, răutatea, ținerea mintelea răului, dușmania, pisma, invidia, orgoliu, toate sunt virtuți cardinale pentru noi ortodoxi și am făcut din ele baremuri. Deci care poate urâi mai mult, care poate, cum vin unii și spun, eu și mai întreb așa, cât mai în glumă, cât mai în ironie, părinte, suntem în proces de mult, păi de 10 ani și terminați, e, cât a mai durat? Păi mai stai 10 ani, că doar trebuie să trăiască judecătorii și avocații, nu se moară de foame, dacă are cine-i plăti. De ce lucrul acesta? Ca să se dovedească cât de mult iubim noi pe Dumnezeu. Ca să se dovedească cât de credincioși suntem noi. Să se dovedească cât de evlavioși suntem noi. Să se dovedească cât de des mergem la biserică. Să se dovedească cât de des postim, cât de des ne împărtășim, cât de mult citim Sfânta Scriptură și viețile Sfinților, cât de mult citim filocaliile. Am depășit de mult standardul filocalic. Deci suntem undeva deasupra. Iar Moise Arapu a spus așa, foarte frumos, ci că la vremea din urmă, călugării vor face fapte de mireni, iar mirenii, zice, vor fi cu faptele mai presus de demoni. Și a început lucrul acesta. Vrăjitoria, magia albă, spiritism, ghiocul, cafeaua, deci tot felul de viclenii care se numesc Sfânta Diplomație, mârșăvii de tot felul, să înșală între ei, să fură, să înjură, să batjocoresc, să amăgesc, să negustoresc. Deci, diavolul se simte în împărăția lui. Diavolul se simte stăpân pe toată suflarea. Și atunci marea, uite așa e purtată. Corabia stă pe loc, nu se scufundă, că e corabie. În ea cârmaciu tot timpul pregătește proscomidia, pregătește prescura, pregătește vinul, pregătește liturghia spălării și iertării păcatelor. Numai că cei care sunt în corabie să înnoate pe mare numai dacă se simt în măsură. Dacă nu, să stea sub protecția corabiei și să strige, Doamne, ajută-mă să pot călători pe marea acestei vieți. Pentru că spune acolo, este într-o par frumos, marea vieții e la morți, îl cântăm noi, și de viforul ispitilor, înviforându-se. Deci, în momentul în care ne năvălesc păcatele, în momentul în care ne năvălesc patimile, în momentul în care ne năvălesc neputințele, nu ne rămâne decât un singur lucru. Să deschidem porțile Sfântului Altar și să alergăm la Sfântul Potir ca să primim hrana cea vie. Să oprim pentru o clipă gustarea din pomul binelui și răului și să alergăm la pomul vieții ca să ne întărim. Deci, pentru că este post în continuare și pentru că suntem în perioada de post a Maicii Domnului, pentru puturoșii care n-au postit, recomandăm săptămâna aceasta în continuare post și pregătire de spovedanie,
pentru cei care au postit și au bilețel să se prezinte, să se împărtășească frumos la preot, pentru cei care nu și-au făcut canonul de împărtășanie, când vă duceți acasă, vă citiți acele rugăciuni care să citesc pentru Sfânta Împărtășanie sau de 40 de ori Tatăl nostru pentru neștiutorii de carte, vă continuați în continuare postul până vinerea viitoare, până ce se face împlinirea celor 14 zile de nevoință pentru postul Maicii Domnului. Și v-am spus, cine postește acest post, cinstește pe Maica Domnului. Cine nu postește acest post, n-a cinstit-o și n-o cinstește pe Maica Domnului. Pentru că atunci când ne rugăm, singura mijlocitoare și izbăvitoare, și dacă vreți, singura velă a corăbiei care ne împinge spre vântul biruinței și spre cărarea mântuirii, este Maica Domnului. Numai cât întinde cinstitul ei omofor peste lume și ispitele dracilor se potolesc, viforul necazilor se îndepărtează și limanul cel liniștit apare ca un țărm liberat pe care putem debarca din corabia mântuirii, adică în casa noastră, la serviciul nostru, în gospodăria noastră, la toate cele ale lumii la care ne întoarcem în fiecare zi când stăm la Sfânta Liturghie. Ce ar trebui însă să vă aduc aminte, am sesizat și de dimineață, puțină năvală, sau dacă vreți puținul exces de zel, de a rezolva totul într-o zi. Puțintică răbdare și fac o precizare. Dacă cineva fumează și se împărtășește sau minte și nu spune spre păcatul lui, dacă cineva nu va posti tot postul și se împărtășește, cu excepția unui bolnav sau copil, spre păcatul lui, sau dacă cineva vine și se împărtășește nespovedit din Iureș, că nu știe ce e împărtășanie și vede că trec toți cu lumânarea și trece cu el, cu el și el cu valul, e tot păcatul lui. Căutați-l pe Hristos, întâi să-i pipăiți coasta și mâinile ca să-i vedeți rănile, adică puțină rană de post, puțină rană de oboseală, puțină rană de metanie, puțină transpirație de rugăciune și apoi ne îndreptăm spre focul cel dumnezeesc al mântuirii. Amin. Amin.